Bună, dragii mei! Bună, dragi îngeri pământeni! Uite că am ajuns și în săptămâna 15-21 august. Este încă o săptămână intensă, o săptămână în care ar fi bine să nu luăm decizii, o săptămână în care să ne gestionăm tot felul de reacții impulsive și să fim atenți la mesajele care vin spre noi, pentru că ne putem da seama de niște lecții pe care nu le-am învățat anul trecut pe vremea aceasta și care revin tocmai pentru vindecare și pentru a reuși să le bifăm și să le depășim. Vreau să spun la mulți ani tuturor celor care să serbează numele acestei sfinte și numele unui exemplu de iubire, cum este Fecioara Maria, și la mulți ani și mamei mele. Sunt încă la București, unde, ca de obicei, sunt primită cu multă iubire și multă căldură. Mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți alături și voi cei din București și cei dragi de peste tot din țara de unde mă urmăriți. Și pentru că nu puteam să lucrez cu altcineva decât cu energia Fecioarei Maria, să lucrez cu cardurile acestea ale lui Dorin Virtu, Maria, Regina Îngerilor, și să vedem ce mesaje avem pentru această săptămână 15-21 august 2016, ce ne spune Fecioara Maria, ce e necesar să știm și cum să ne poziționăm față de mesajele care vin spre noi. Așadar, să vedem unde ne aflăm, care este situația actuală. Da. Fecioara Maria ne spune în felul următor: e important să fim atenți la semne, la tot ceea ce vine spre noi, ca așa zise întâmplări, acele sincronicități, pentru că ele, aceste semne, ne ajută să ne punem pe drumul cel bun. Deci, ce mesaj îmi vine acum este să cereți clarificare, pur și simplu rugați-o pe Fecioara Maria astăzi, da, 15 august 2016, să vă dea un semn, să vă dea un indiciu, da? S-ar putea să citiți ceva pe Facebook sau s-ar putea să vă întâlniți cu cineva care să vă dea un mesaj. Mergeți pe firul acela, aveți încredere și credință, pentru că în situația actuală ni se răspunde la întrebările pe care le avem și ni se dau indicii clare legate de ce avem de făcut pe mai departe, da? Bun, hai să vedem care este provocarea în această săptămână. Da, interesant. Fecioara Maria ne spune că provocarea pentru noi în această săptămână este integritatea. Să știi ce este important pentru tine și v-am zis să repetă mesajele și de săptămânile trecute. Care sunt valorile? Ce ai vrea să trăiești? Ce este important pentru tine? Cum ai vrea să arate viața ta? Care sunt relațiile toxice și ce trebuie să faci în așa fel să cureți lucrurile din viața ta? Deci în săptămâna aceasta iarăși poți să iasă la iveală tot felul de situații și este un lan motiv al lunii august că aflăm lucruri, ne dăm seama de niște lucruri și zicem ok, chiar este necesar să rămân aici, chiar este necesar să accept niște lucruri care, cu ghilimele, mă murdăresc, care îmi încalcă integritatea, care mă fac să mă simt o persoană lașă, care mă fac să mă simt o persoană slabă. Deci, dacă mi se face pielea de mine doar când vorbesc de lucrul acesta, va fi important să ne luăm puterea înapoi, să zicem gata, până aici, asta a fost, e important pentru mine asta și asta și asta, dacă mă respecti, dacă respecti aceste lucruri, înseamnă că mă respecti pe mine, da? Deci să rămânem integri și să coborăm cumva în sufletul nostru să vedem ce vrem cu adevărat. Cum am zis, în săptămâna aceasta încă e important să stăm, să vedem ce e important pentru noi și să decidem ce este important pentru noi. Și abia după 22 august putem să vedem și să acționăm în așa fel încât să punem niște limite și să spunem până aici. Da? Și să acționăm în așa măsură sau să luăm decizii care
să îi afecteze cu ghilimele și pe ceilalți sau un alt context. Bun, să vedem unde ne duce această săptămână și care este rezultatul. Care poate fi rezultatul? Credința. Ia uitați aici. Cu credință se rezolvă totul. Cu credință și iubire se rezolvă totul. Repet de foarte, foarte multe ori. Credința este 100% sau nu este deloc. Nu poți să zici, am încredere, dar, da? Chiar dacă este 10%, nu se vor rezolva lucrurile. Trebuie să ai încredere 100%. Și de obicei, multă lume mă întreabă care este diferența dintre credință și încredere. Credința, noi o avem deja. Noi ne-am născut cu ea. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Trebuie să avem lucrul acesta în noi, adică avem credința în noi. Este o sămânță cu care noi am venit pe acest pământ. Încrederea, în schimb, o construim prin acțiunile noastre, da? Putem să urcăm un munte dacă l-am mai urcat și avem încredere că facem asta. Deci trebuie să o construim. De asemenea, multă lume mă întreabă care este diferența între minte și intuiție sau ceea ce vine din intuiție, pentru că de foarte multe ori credința este blocată de minte și intuiția la fel. Gândiți-vă în felul următor, când este vorba despre credință, știi undeva în interiorul tău că trebuie să faci ceva, dar nu ai nicio justificare. Habar n-am, trebuie să ajung acolo, trebuie să fac lucrul ăsta. Nu știu de ce trebuie să-l fac. Da? Aceea înseamnă credința, înseamnă asumare, înseamnă aruncarea în necunoscut. Da? Noi, aici pe pământ, nu putem să facem toate lucrurile care ni le-am propus fără ajutor divin. Da? Putem să ne zbatem, putem să credem că suntem zmei, putem să ne dăm cu capul de pereți, asta înseamnă să avem controlul asupra lucrurilor, dar la un moment dat trebuie să spunem, facă-se voia ta. Deci, n-avem ce face, trebuie să spunem, facă-se voia ta. Da? Pentru că Dumnezeu are un plan pentru noi și pentru că El știe ce este cel mai bine pentru noi. Așadar, trebuie să renunțăm la control, să avem credință și încrederea să o construim pe parcurs, pentru că avem credința, dar avem încredere în acțiunile noastre și în modul în care se vor aranja lucrurile spre binele nostru cel mai înalt. Deci, în această săptămână, să ne rugăm mult la energia Fecioare Maria, care oricum va fi alături de noi pe o perioadă mai îndelungată, pentru că, adică va fi alături de noi, vom simți energia ei mai puternic în această perioadă. Deci să înțelegem că există în acest moment o tensiune destul de mare, dar noi, prin credință și iubire, putem să facem lumină în toate situațiile, putem să răzbatem și mai ales putem să o facem ca printr-un dans, ca printr-o, să o facem cu ușurință. Deci nu trebuie să fie greu. Să spuneți întotdeauna că tot ceea ce vine spre voi să vină cu grație, cu ușurință, cu bucurie și spre binele vostru cel mai înalt. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și scânteia divină din mine salută scânteia divină din tine.